Adi, un test reușit, o repriză jucată împotriva unei echipe de Liga 3-a. Cum ți s-a părut până acum meciul? A fost un meci foarte bun făcut de noi, am avut o repriză bună, am respectat principiile și sunt fericit că avem 1-0 la pauză. Cum a fost duelul cu adversari mai experimentați? A fost duelul puțin greu, dar am reușit să mă acomodez și am reușit să fac față. Mai aveți puțin până la reluarea părții a doua sezonului, 2 săptămâni. Cu ce gânduri veți aborda partea a doua? O să începem primul meci din cupă și trebuie să-l câștigăm, să ne califică mai departe și în Liga Elite doar să facem o fază frumoasă și să câștigăm campionatul. Pentru tine, până acum, evoluții bune? Evoluții bune, sper să țin tot așa și să câștigăm campionatul. Vlad, felicitări, o dublă, meciul de azi cu Gloria Albești. Cum a fost partida, repriza în care ați jucat? Bună ziua, mulțumesc. Este o echipă cu o diferență mare de vârstă între noi. Este un meci de pregătire pentru noi și o facem cât mai bine. Nu s-a văzut această diferență, a jucat foarte bine. Da, cum ne pregătim la antrenamente, este și normal să ne iasă și la meci. Tu ai revenit după accidentare, cum te simți, cum ești? Mă simt din ce în ce mai bine, intru în ritmul meu normal și sper să fac din ce în ce mai bine. Ce surpui, mai aveți puțin, începeți partea a doua a sezonului? Normal, toate obiectivele noastre este să câștigăm tot ce putem, cupa, supercupa și campionatul și atât. Domnule Roșca, o primă repriză, 45 de minute jucate de juniori Under 19 împotriva unei echipe de Liga 3, am mulțumit de evoluția băieților. Da, un meci de pregătire, o repriză de fapt de pregătire în care vrem să evaluăm ce am lucrat până acum, mai ales că meciul este filmat și putem să vedem ce mai este de lucrat. Am marcat contra unei echipe de seniori, asta este mai important, nu mai numai copii în teren. După 2 luni de pregătire, mai aveți doar 2 săptămâni până la reluarea părții a doua sezonului. Sunt ok toți băieții? Da, toți băieții sunt ok, nu avem accidentări. Sperăm să rămânem așa și să ne creștem forma de la săptămână la săptămână, să începem cupa și campionatul în forță.